Everyone knows we about it. Ok, salutare YouTube, salutare lume. Bine ați venit la următorul videoclip. Ei bine, am sărit câteva părți din ce am făcut. În ultimul episod era doar niște puzzle plictisitoare. Mă rog, am ajuns într-o zonă destul de ciudată. Ia să vedem ce se întâmplă. Alo, me to tell you about some complex feelings. Feelings like the joy of finding another pasta lover. Bucuria de a găsi alt iubitor de paste. Mirație pentru alte abilități de rezolvat de puzzle-uri. Fericirea să ai o dorință să ai o persoană tare și inteligentă care crede că și tu ești tare. Sentimentele astea cred că sunt astea care le simt chiar. Chiar cred că e greu să-ți imaginezi cum e să, să te simți așa. Asta. Așa simte tare, chiar dacă nu știu. Așa... E mare... Voi fi... Nu. Asta e greșit. Nu pot să fiu prietenul tău. Ești un om. Trebuie să te capturez. Apoi, eu pot să-mi îndeplinesc visul de viață. Să fiu puternic, popular, prestigios. Ăsta e Papyrus, cel mai nou membru al gărzii regale, Fira. Thank you.
Ce noi? Quando era papà, scusa. LOL. Ci vai già? Amantars? Pare Irish Papyrus? Nu te descurtă mă, să ai puțin, ești chiar în față, mă, scurt. Thank you.
E già si usa lì con regolare tecnica. Lo pare sempre che dice pensi con un attacco normale. Ok. Un attacco assolutamente normale. Perché te lo so portare con un attacco normale assolutamente normale. It's clear you can't defeat me. Te pot convinge eu. Awesome. Sfârșit. Nu pot nici măcar să opresc pe cineva la fel de slab. Undyne o să fie dezamăgită. Un păcat. Niciodată nu o să fac parte din garda reală și prietenul meu va rămâne. Cantitatea mea de prieteni va stagna. Ce să zici? Să fim prieteni sau ce fraier? Să fim prieteni. Că da, pe bune. Vrei să fim prieteni cu mine? Da, de ce nu? Ei, atunci cred că putem să facem. Da. Ce știu cu tine? Wow. A, prieteni! Cine știe? Cine știa că pentru a face prieteni trebuie doar să le dai puzzle-uri răribile și apoi să te bați cu ei? Mai văd o tonă, omule. Prin castelul regelui. Regele tuturor monștrilor. El este, ei bine, el este un... ceva. Toată lumea îl iubește pe timpul ăla. Sunt sigur că... Luați-mă, domnule Trimur, pot să ajung acasă. El o să ducă direct la barieră și... Oricum, e destul de vorba reală. Să fii acasă. Ok, să vedem ce-i pe aici. Cascada. Cascada Niagara. Ca un bloc de gheață acolo. Cascada Niagara. Salut, eu. N-ai mai văzut un tip cu 200 de până acum? Hai, Sans! Zic că știu Lock
că rima. Bun apetit! Ups! Can't have mine. I'm not hungry anyway. S-a dus odată Papyrus la casa conducătoarei gărzii regale să o roage să intre în gardă. Și, ei bine, i-a trântit ușa în față pentru că era miezul nopții. Într-o zonă de genul ăsta apare o barcă. Bine, e cam camera, stai, să mă joc pe calculator. Internetul! Să ne scrie doar aici. Ok, interesant, locul. Chiar locul. Hang out, start! Get out, hang out!
vorbeam de zbor. I don't worry, you can let me fare without ever letter. Snag an official hang up black. Crime, populația. Cred că suntem gata pentru fazul 2. Fazul 2. Se bucură că lăsă în piață. Că se timpul pentru partea 3. Partea 3. Pune niște haine drăguțe să arăți că-ți pasă. Stai o secundă. Prietenia! Tensiune! E oară de pare, e de la... Putu la... A ieșit! Și s-a venirată! Ușor să... Pot să port haine! Întotdeauna! Spaghete! L-am învins la prietenie! Ha ha ha! It's clear now. It's completely obsessed with you. Everything you do, everything you say, it's all been for my sake. We have it to be time for me to express my feelings this time that I told you, I papyrus. Well, let us think so much. Ei bine, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Nu uitați, dați like, share și subscribe. Și ei bine, eu am fost DVD Pro și până data viitoare, pa, pa!